Prioritate la des zăpezit în aceste zile au avut drumurile principale din Giurgiu. În cartiere, printre blocuri, utilajele nu au putut să intre, iar oamenii s-au văzut nevoi să-și croiască singuri cărări printre nămeți. Așa se face că în mai multe cartiere din municipiu, singura șansă pe care au avut-o giurgiuvenii în această dimineață a fost să iasă din case înarmați cu lopeți. Vă faceți cale de acces? Normal. Vi s-a părut chiar așa de multă zăpadă, cum au prognozat meteorologii? Am făcut destul de multă. După cum vedeți, undeva asta, aici mai mare, unde a văzut vântul. Aici, unde am nici liniște mai mică, trebuie să facem o cale de acces, nu? Altfel, alunecăm copii, bătrâni, cădem, ne rupem picioarele. Deși întreg județul Giurgiu s-a aflat sub incidența codului portocaliu, oamenii nu s-au speriat, ba chiar spun că zăpada care a căzut, din punctul lor de vedere, este normală pentru această perioadă. Vi s-a părut chiar așa de multă zăpadă, cum au anunțat meteorologii? Nu, pentru localitatea noastră nu. Credeți că a fost bine? Da, chiar a fost foarte bine. Pentru zona noastră a fost foarte bine. Probleme din cauza zăpezii o au și pietonii. Mersul pe trotoarele din Giurgiu devine o adevărată aventură. Zăpada necurățată ar ajunge și până la genunchi și pentru că le este imposibil să parcurgă trotoarele de la un cap la altul fără să cadă, oamenii preferă mai degrabă să meargă pe șosea. Autoritățile au dat asigurări că în zilele următoare atât zăpada de pe străzile adiacente, cât și trotoarele vor fi curățate. Încă din această după-amiază în piața centrală se lucra intens la înlăturarea munților de zăpadă. Mai mulți angajați ai poliției locale s-au mobilizat pentru supravegherea acestei acțiuni. Cu siguranță astfel de acțiuni vor mai continua și în zilele următoare, mai ales că de miercuri meteorologii anunță că ninsorile vor reveni.